Are doar 15 ani și deja o cunoaște o țară întreagă. Este vorba de actrița Celina Ienea, care este alături de mine în această dimineață. Bună dimineața, Celina! Bună dimineața! Chiar mă bucur să mă aflu astăzi alături de voi. Și noi ne bucurăm. Cum ești? Te-ai trezit bine dimineața aceasta? Ai ajuns foarte bine? Bine, am dormit bine. Da, mă bucur, mă bucur. Cum este să pășești practic în lumea filmului la o vârstă atât de fragedă? Tu îmi ziceai că ai început această carieră încă de la 11-12 ani, te-ai filmat în prima ta producție. Da, 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 am început destul de devreme, dar mi-a plăcut foarte mult și mi-au și ieșit lucrurile pentru că am făcut-o din pasiune. Care a fost primul film în care te-ai filmat? A fost un serial. Așa, un serial. Serialul 6-6, produs de Vlad Baba, un serial filmat la noi la Iași, difuzat pe YouTube, dar care a avut un succes destul de mare, zic eu, adică chiar a prins la public. Cum a fost să lucrezi la vârsta practic de 11-12 ani, într-un platou, alături de oameni cu renume? Mi-a plăcut chiar foarte mult, am legat prietenii foarte frumoase pe care le-am încă și acum și consider că am învățat foarte mult, adică acolo a fost startul meu oarecum. Crezi că tu ai ales actoria sau actoria te-a ales pe tine? Nu știu dacă neapărat eu am ales actoria sau ea m-a ales pe mine, însă eu mi-am dorit mereu să am o carieră în teatru. Tocmai de aceea acum sunt la liceu de artă, pe secția de teatru. V-am zis, încă de la vârsta de 4 ani am simțit că asta e latura mea și am zis că na, trebuie să-mi urmez pasiunea ca să... De la 4 anișori, tu te ții minte încă de la 4 anișori? Da, eu țin minte și momentul în care... Eu țin minte și momentul în care am zis că vreau să fac teatru. Eu... Prima chestie, când ajungeam acasă, primul lucru pe care îl făceam, urcam pe masă. Așa. Și începeam să mă prefac un personaj sau începeam să cânt sau, da. Și ce filme sau seriale îți plăceau la acea vârstă, la ce te uitai? Îmi plăcea foarte mult Pareu cu viața. Așa. Deci era, cred că a fost serialul meu preferat. Eram foarte micuță și îmi plăcea atât de mult, mă uitam cu sora mea mai mare, eram înnebunită. Nu prea am fost așa de mult cu desenele animate. Mi-au plăcut mai mult filmele și serialele, dar nu prea le înțelegeam înainte, mai ales asta în engleză. Îl puneam pe tata să-mi citească subtitrările. Că nu... Și acum ai învățat engleza? Te-a ajutat să înveți engleza? Da. Am fost și la școală Cambridge, eu în 1-4 și m-a ajutat și acolo, dar da, știu engleză, adică mă descurc bine. Foarte bine, o să te ajute mult. Dacă vrei să faci carieră și peste hotarele României, engleza e... obligatorie, da, ajută practic. Să ajungem și acolo. Da. Tu doar la 4-5 ani ai făcut școala de TV, ai prezentat și emisiuni pentru copii și ai cochetat și cu modeling-ul. Da, vreau să zic că oarecum startul meu din modeling a fost. Așa. Modeling-ul m-a modelat, oarecum. Acolo am învățat să-mi înving emoțiile, să mă iubesc foarte mult, să... Cât de mult contează atitudinea? Consider că contează foarte mult, mai ales în ziua de astăzi. Consider că dacă ai atitudine, poți să faci carieră din foarte multe lucruri. Adică, în ziua de azi nu trebuie să ai nici neapărat o voce ca să faci muzică. Atitudinea este foarte importantă. Și, na. Care a fost parcursul tău? Deci, ziceai că au început totul din modeling. Ia să ne povestești pe etape, care a fost parcursul tău, că ai fost văzută, că ai fost invitată să te filmezi pentru un spot publicitar sau că ai fost observată, nu știu, când erai prezentă la un shooting. Povestește-ne cum au fost etapele tale. Deci, țin minte că cam pe la vârsta de 4 ani și eu m-am înscris la modeling, singură am vrut, eram cu mama în mall și cursurile astea de modeling se țineau într-o sală cu geamurile transparente, adică din exterior se vedea în interior. Și le-am văzut pe fetele la mari cum defilează pe tocuri, cum se uită în oglindă, cum pozează și aveam doar 4 ani și ori, adică eram mică, tare, nu prea aveam ce să caut acolo. Și am zis că mama, vreau aici. Și mama mi-a explicat că Celina e pentru oameni mari acolo, e pentru când o să fii mai mare, o să te duc momentan, n-ai, ești mică. Și am rugat-o, deci n-am lăsat-o pe mama să plece din mall până eu n-am intrat acolo. Și am intrat și erau doar fete mari. Da, și după s-a făcut și o grupă de copii. Așa. Și a fost norocul meu că s-a făcut o grupă de copii și am putut să merg. Și da, am făcut foarte mulți aia modeling. Chiar foarte mulți. Știi, țin minte că la prima prezentare de modă, la prima mea defilare, am fugit de pe scenă. Adică am sărit de pe scenă, da. De m-am ce? Dus la mama în public. Aveam emoții, eram mică, eram cam cea mai micuță. Aveam 4 ani și un pic.
Și care a fost primul proiect în care ai fost invitată să te filmezi, să pozezi în calitate de model? Au fost destul de multe, mai ales reclame, pentru diferite branduri de papuci, de haine, de... Deci ești solicitată inclusiv și în calitate de model, nu doar ca actriță? Da, da, da. Da, au fost. Am pozat și pentru firme din Franța, din străinătate, adică... Cum a fost să te filmezi în același platou cu Smiley, cu Ada Galeș, cu Ana și Iuliana Beregoi, că le cunoaște toată lumea? Da, proiectul Ada pentru totdeauna a fost o experiență oarecum nouă pentru mine. Chiar dacă eu am cochetat dintotdeauna cu actoria și teatrul, când am ajuns la București și am văzut că se poate realiza un film la un nivel atât de înalt, cu o producție atât de mare, sincer să fiu, eu am rămas șocată. Eu am învățat-o cu iașul meu, cu producția de aici, cu oamenii mei pe care îi cunoșteam și care eram învățată de mică. Și când am ajuns la București mi s-a părut așa, wow, a fost foarte frumos, am avut foarte multe de învățat. Dar cum ai fost selectată pentru acest serial? Este un film, O dată pentru totdeauna, regizat de Iura Luncașu. Deci eu am avut o filmare în Iași. Uh-huh. Un prieten de-a meu a filmat o piesă. Uh-huh. Cu o echipă de la București. Așa. Și am fost remarcată, eram mai mulți copii, eram vreo 6. Uh-huh. Și am fost remarcată de cineva de la București. Uh-huh. Și m-au sunat, am vorbit, le-a plăcut de mine, nu știau că... sunt și pe teatru oarecum, adică... Deci încă nici măcar nu știau că ești atrasă de acest domeniu, că... Da, 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 dar doar că le-a plăcut foarte mult atitudinea mea. Așa. Și probabil le-a plăcut, nu știu, și... Deci un om, dacă e potrivit, e potrivit și se vede de departe că e creat pentru... Da, m-am văzut și le-a plăcut de mine, da. Și cum a fost să te filmezi cu Ana Beregoi în filmul Două Inimi? A fost foarte frumos, m-am înțeles foarte bine cu fetele și acum suntem prieteni, ne mai vedem. V-ați împrietenit acolo? Da, da, da. Nu ne cunoșteam înainte. Cât au durat filmările pentru acel film? Cam 2 săptămâni. Ne-am mișcat destul de repede, zic eu. Și care a fost programul vostru? Bănuiesc că se filma și pe la ore târzii. Da, se mai filma și pe la ore târzii, dar nu simțeam oboseala. Îmi plăcea foarte mult ceea ce fac, adică n-aveam o problemă dacă mă culcam la 3 dimineața și mă trezeam la 7. Adică îmi plăcea, adică mă trezeam cu entuziasm, nu mă trezeam... Oricum, pentru o adolescentă să meargă la somn la ora 3 dimineață e destul de dificil și după aia te duci la școală. Cum reacționează colegii tăi, cum reacționează profesorii? Dar norocul meu este cam ore după amiaza. Așa, aici chiar ai fost norocată. Da, nu neapărat după amiaza, am ba de la 10, ba de la 12, ba de la 2, adică programul meu este destul de lejer. Sunt și la liceu de artă pe secție de teatru, chiar anul ăsta, sunt clasa noua, trec a 10-a, că acum am tot intrat în vacanța de vară. Cum reușești să învingi munca și de când sunt mic, am încercat să le învin cât mai armonios încât să-mi iasă amândouă. Și eu zic că m-am descurcat chiar bine. Deci, pe lângă faptul că ai o anumită activitate, reușești și să-ți faci temele și să studiezi, da, da, da. Iar da. Acolo unde nu reușești, o recuperezi. Da, da, adică chiar mă descurc bine, nu am niciun stres. Și colegii tăi cum reacționează când te văd în filme cu producție mare, când te văd alături de vedete cunoscute în toată România? Bănuiesc că se bucură, sper că se bucură. Prietenele mele știu 100% că se bucură, de fiecare s-au bucurat, au venit cu mine, au fost foarte mândre de mine și le-am simțit. Și da, sper că se bucură și colegii mei. Tu ziceai că te-ai împrietenit cu Ana Beregoi, eu te-am văzut și la un concert de-al ei care s-a întâmplat nu cu foarte mult timp în urmă la Iași, în grădina Palace, și te-am văzut că ai fost și tu prezent, ai venit să o saluți, sunteți prietene foarte bune. Am venit bune. Să o susțin, da, mai ales eu fiind din Iași și ea venind. Ea vine în Iași destul de des, da, ne vedem, suntem prietene foarte bune, adică chiar ne înțelegem foarte bine. Ce calități crezi că vă leagă? Cred că pasiunile comune care le avem, actoria, nu știu, amândouă suntem pe social media, cu Instagram, cu TikTok, suntem și de aceeași vârstă. Am văzut că ai o comunitate măricică pe Instagram, ai aproape 20.000 de urmăritori. Cum ai reușit să-i aduni? Ei te-au văzut la televizor și te-au găsit pe Instagram și ți-au dat follow? Sau ai și tu o prezență destul de activă acolo și ei sunt curioși și te urmăresc?
Aș vrea să fiu mai activă pe Instagram, sinceră să fiu. Eu nu vreau vorbesc deloc în story-uri. Adică pun pe story o poză cu mine sau ceva, dar nu vorbești? Nu simți știu. O barieră interioară când ești gata să faci asta? Nu simt. Nu ți-ai creat un obicei? Nu mi-am creat un obicei încă. Mm-hmm. Eu nu sunt obișnuită cu... Adică și pe TikTok am 70.000 acuși, am 60 și ceva de mii. Frumos, felicitări! Am și pe TikTok destul de multe persoane care mă urmăresc. Doar că până acum n-am considerat că pe Instagram ar fi atât de multe persoane interesate de ceea ce fac eu zilnic ca să le prezint. Deci dar... să înțeleg cât mai mult îți este aproape TikTok-ul. Da, cred că da. Ce, mai mult pe ce filmulețe creezi acolo? Cum reușești să-i atragi pe oameni să vină pe pagina ta? Și la ce tip de filmulețe ai văzut că reacționează cel mai bine? Eu postez mai mult pe TikTok cu prietenele, TikTok-uri cu prietenele, am mai postat și dansuri, am mai făcut și un Get Ready With Me, adică m-am pregătit împreună cu lumea, live-uri fac, mai fac live-uri, intru, de exemplu, într-o seară live cu Ana, stăm, vorbim. Despre ce vorbiți când intrați în live? Sunt curioasă. Despre tot felul de chestii, primim comentarii, răspundem la ele, adică pe moment nu ne gândim înainte. Ce vă întreabă cel mai des copiii? Că bănuiesc că cei care vă urmăresc sunt ori de vârsta voastră, sau mai mici. Da, da, da. Cam asta este media de vârstă. Da, da. Păi, ce ne întreabă copiii? Când facem partea a doua din filmul Două Inimi? Când ne mai vedem? Când mai vine Ana pe la Iași? Cum ne-am devenit prietene? Sunt diverse comentarii. Sunt comentarii în care se adresează doar mie sau doar ei, adică depinde. Care a fost numărul cel mai mare de oameni prezenți în live-ul vostru pe TikTok? Îți aduci aminte? Nu știu, eu pot să văd doar persoanele care mi-au intrat mie, nu și ei. Din partea ei vin un anumit număr de persoane, din partea mea vine alt număr de persoane. Cum nici eu nu pot să-i văd ei comentariile și nici eu nu pot să le vadă pe ale mele. Ok. Am avut în jur de 10.000, cred. 10.000 de oameni vă urmăreau în timp real ce vorbiți voi. Da. Nu neapărat, nu au stat constant toți. Bun, dar la final de live am văzut că au intrat 10.000. Da, deci este că au intrat mai târziu sau mai devreme, na. Păi da, dar e un rezultat foarte bun. Da, eram rămas șocat. Doar imaginează. Da, eu având 70.000 de urmăritori pe TikTok. Știi, noi de multe ori ne subestimăm rezultatele, dar dacă îți imaginezi acum o sală, 10.000 de oameni, îți imaginezi cât de mulți sunt? Da, clar. Sunt foarte mulți și ei toți de pe telefon sau de pe laptop vă urmăreau și vedeau ce faceți voi. Da. Bun, nu știu dacă de pe laptop, nu știu dacă se uite cineva pe TikTok de pe laptop, dar pe telefon se uită cu siguranță. Noroc este când live-urile intră pe For You page, unde apar toate TikTok-urile. Am avut noroc că live-ul a intrat pe For You și nu l-au văzut doar urmăritorii mei. L-au văzut și alte persoane care nu mă urmăreau neapărat. Și atunci, tu fiind adolescentă, cum te simți conștientizând că acum se uită la tine 10.000 de oameni? Am văzut la final, n-am văzut atunci. Am văzut la final, sincer, și când deja eram ieșită de pe live. Când eram pe live, tot erau, ba, 600, ba, 700, așa, ba, ieșeau oia, intrau alții și s-au adunat. Și oricum e un număr mare, cum te simți tu, uite, că ei toți se uită acum la tine? Ai emoții sau de regulă nu? Nu prea am emoții neapărat, mie îmi place, pe mine mă încarcă energia lor. Chiar și dacă sunt live și ei doar îmi scriu un comentariu. Și m-am bucurat foarte mult că nu prea am comentarii de hate. Mm-hmm. Adică, nu știu, pentru mine a fost ceva wow. Mm-hmm. N-am comentarii de hate. Dacă nu ai comentarii de hate, înseamnă că oamenilor le place. Da. Le place cum apar în fața lor, nu au reacții cumva negative la ceea ce faci tu. Da. Dar dacă vorbim de prestația ta online, ce tip de filmulețe crezi tu că au cel mai bun rezultat? Am întrebat și mai devreme și nu mi-ai răspuns și te întreb acum încă o dată. Sau care crezi că e stilul de reels-uri sau TikTok-uri care e în vogă acum și adună vizualizări? Nu știu, am adunat destul de multe vizualizări și la TikTok-urile în care... Nu te așteptai? Nu făceam aproape nimic, da. Adică pur și simplu aveam o piesă. Așa. Și atât. Am făcut foarte multe, adică am făcut cred că și 1.000.000 aproape. Adică, super! Bravo! Nu știu dacă am încă 1.000.000, dar aproape, pe acolo, adică s-au făcut, nu am... Și mai degrabă la TikTok-urile la care m-am străduit să le prezint persoanelor, nu știu, un outfit de-a meu sau... La tăcare te gândit ce vrei să faci, ai un scenariu... Mai degrabă, alea n-au prins. Mm-hmm. De obicei chestiile spontane prind mult mai bine, adică gândește-te că eram cu Ana
Ne pregăteam să intrăm la film la Două Inimi, că aveam o lansare la Iași. Și eram undeva prin spate. Și am zis că hai să facem un TikTok rapid. Și am pus cea mai am pus o piesă care am găsit-o super repede. Și am făcut TikTok-ul, l-am postat și a doua zi aveam 800.000 de vizualizări la el, adică. Ce tare. Deci să înțeleg că atunci când nu te pui foarte mult efort, s-ar putea ca TikTok-ul să te remunereze mai mult cu vizualizări. Da, depinde. Decât atunci. Deci chiar nu zic de obicei să nu depunem efort în viață, Doamne ferește. Munciți pentru visurile voastre, pentru ce vreți să faceți. Dar zic că nu, pe TikTok este destul de ușor să te lansezi sau să te faci cunoscută. Așa este. Știi ce am vrut să spun? Am vrut să spun că eu aș vedea două categorii de oameni care au popularitate pe online. Aș spune că prima categorie sunt oamenii care au o carismă și o energie foarte puternică și atunci, cum ai zis și tu, nu trebuie să te pregătești foarte mult. Oamenii te apreciază mai mult pentru naturalețea și autenticitatea ta și atunci când vrei să te gândești, când vrei să faci scenarii, când planifici ceva foarte mult, ei nu te mai recunosc, știi? Mm-hmm. Și nu. Și a doua categorie de oameni care obțin vizualizări și obțin popularitate doar atunci când creează un conținut care transmite ceva. Iar când aceiași oameni, atunci când, de exemplu, fac un filmuleț care nu are prea mult sens, nu trece categoria asta, dar nu trece cumva pragul ăsta de oameni interesați să vrea să vadă ce a postat. Deci cumva cred că și una și a doua e bine. Da, clar. Dar în același timp, eu cred că asta e unica explicație de ce se întâmplă lucrurile astea. Dacă aș fi să vorbesc cu tine despre provocări și sacrificii, pentru că ești destul de tânără și sunt sigură că în parcursul tău ai și sacrificat timp din copilăria ta pentru ceea ce faci. Cum te simți pentru acest lucru? Sau nu, cumva crezi că actoria, modelingul și tot ce faci tu fac parte din copilăria ta? Da, eu zic că clar fac parte din copilăria mea, pentru că am început de vreme și eu nu consider că au fost anumite sacrificii pe care le-am făcut. Bănuiesc că mai mult, cred că părinții mei au făcut niște sacrificii. Da, adică mereu ei au fost în spatele meu, dacă a fost să plec la București, au plecat mereu cu mine, unde am fost, au fost în spatele meu tot timpul. Mai degrabă, ei au făcut anumite sacrificii. Eu nu le-am simțit, cel puțin. V-am zis, mereu am făcut-o ca, nu știu, am simțit că asta trebuie să fac, am făcut-o mereu cu plăcere. Da, clar, evident. Privești lucrurile ca pe un joc? Nu știu dacă e neapărat ca pe un joc. Crezi că fetele de vârsta ta ar vrea să facă același lucru, dacă ar fi în locul tău? Depinde de ce își dorește fiecare. Depinde că sunt fete care, dacă am prietene care dacă vreau să fac o poză nu vor. Adică mai timide, poate mai reținute, mai depinde de fiecare om, cum e el și cum. Având în vedere că practic aș spune că ai un parcurs în actorie de, chiar dacă ai doar 15-16 ani, ai un parcurs în actorie de pe care l-au unii în 10 ani. Tu ce planifici pe viitor? Ce vrei, în ce film ai vrea să te filmezi sau care ar fi producția la care visezi tu? Cum te vezi tu pe tine peste 5 ani? Pe ce scenă apari? Cu cine te filmezi? Te visezi o actriță de la Hollywood sau încă nu? Eu îmi văd viitorul ca fiind unul foarte frumos, tot pe partea asta de teatru. Îmi place ceea ce fac, îmi place foarte mult, îmi place să joc, îmi place și știi ce îmi place cel mai mult? Știi care e cel mai frumos sentiment? Când vezi totul ecranizat după, adică e cel mai frumos sentiment. Eu când se lansează un film care am jucat și că mă duc la cinematograf, deci senzația nu o pot compara cu nimic, e foarte altceva, este. Ai zis, deci este să te vezi pe tine pe un ecran foarte mare, să vezi atâția oameni într-o sală adunați să te urmărească. Nu, cred că e unul din cele mai frumoase sentimente pe care eu l-am trăit. Exact. Adică este ceva, neapărat momentul în care mă filmez și joc, cât momentul de la final. Deci rezultatul final merită orice efort, orice replică spusă prost, orice tot.
Deci da. Munca din spate are, da, se merge. Are rezultatele atunci când te vezi pe... Da, și am foarte multe proiecte pe viitor. Chiar și acum am câteva în plan. De... Care sunt acestea, dacă ne poți spune? Filme, tot filme. Vreau să... Am câteva proiecte. Acum să vedem cum o să meargă treaba. Dar am un plan. Celina, eu îți mulțumesc că ai dat curs invitației mele în această dimineață și sper că ți-a plăcut. Noi îți urăm mult succes în ceea ce faci și te felicităm cu rezultatele pe care deja le-ai obținut. Mulțumesc mult, m-am simțit foarte bine astăzi la voi. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Vin și cu altă ocazie, cu alte neapărat. Proiecte de povestit, cu alte... Da. Asta am vrut să și spun, că de fiecare dată când ai o nouă lansare, noi te așteptăm în platou să ne povestești cum a fost, ce emoții ai avut, care au fost, nu știu, situațiile neprevăzute pe care le-ai trecut cu succes. Îți da. Mulțumim! Mulțumesc mult! Dragi telespectatori, alături de mine în această dimineață a fost Celina Ienea, pe care deja o cunoașteți, este actriță, a avut producții cu nume sonore ale României. Emisiunea noastră a ajuns la final, eu sunt Viorela Dimici, suntem în platoul emisiunii Bună Dimineața, vă așteptăm și mâine de la aceeași oră, de la ora 8. Iar până atunci, țin să vă reamintesc că dacă aveți un subiect de care merită să afle o țară întreagă, ne puteți lăsa un mesaj pe pagina noastră de Facebook, Apolonia TV, sau un mesaj pe adresa noastră de e-mail, contact@apoloniatv.ro. Eu vă îndemn să nu treceți peste programele Apolonia TV, pentru că urmează emisiunea Magistru și Discipol. Vă urez o zi frumoasă în continuare, nu uitați să zâmbiți, la revedere!